Ei au muncit foarte mult pentru a-și vedea visul realizat. Au câștigat concursul muzical Novaya Volna 2017 din Rusia și au declarat că și-au împlinit visul. Să fie oare trupa Doredos un exemplu frumos despre cum adevăratele vise devin realitate? Vedem chiar acum. O partigiană, portami via. Se pare că visele devin realitate când te aștepți mai puțin. Este și cazul celor de la Doredos. Au muncit mult și au luat premiul mare la Novaya Volna. Acum artiștii abia de mai fac față solicitărilor. Noi am reușit să-i prindem la primul lor concert susținut la Chișinău. Tot timpul pentru publicul de acasă este mai greu de cântat, fiindcă aici sunt și critici și laude și trebuie să fim la un nivel foarte înalt. Publicul de acasă este nerăbdător să-i vadă pe scenă. Prestația lor ridică de pe scaun până și cel mai leneș spectator. Am primit multă opătă, multă interesantă каких-то знаний și немножко другой взгляд появился на то, как нужно себя представить на сцене. Suntem aceiași băieți care muncim zi de zi și nu suntem bolnavi cu boala stelelor, da? Spunem așa. Suntem pe pământ. Am rămas simpli băieți, da. Și fete. A apărut un interes față de noi mai mare, spunem așa, și după ce ne-am întors din Sochi, unica ce dorim noi să dormim puțin, să avem o zi liberă. De la Sochi, cei de la Doredos s-au întors milionari. Ce drept în ruble. Ce să facă cu banii? Artiștii încă nu s-au decis. Cum ați împărțit banii pe care i-ați primit? În primul rând, banii noi am primit, dar dacă totuși o să investim în muzică. Clar că nu vrem să ne cumpărăm mașini sau ceva. O să investim în muzică, în albumuri, în piese. Lista scopurilor însă a fost considerabil modificată. Avem idee să facem un album, să facem piese și nu exclus faptul că o să participăm la Eurovision. O să încercăm să reprezentăm țara la Eurovision și așa e. După Eurovision, Doredos sunt așteptați să revină în localul familiei Manciu. Primii care au avut încredere că artiștii nu o să dezamăgească țara la concertul din Sochi. Noi inițial cumva am intuit că băieții vor câștiga și cumva i-am rezervat un pic mai devreme decât ei au devenit câștigătorii concursului. Așa că ei ne-au făcut parte și nouă, pentru că am fost noi primii care am abordat. Și uite așa, băieții au ajuns la noi. Până atunci însă, poate ajungem și la un concert al lui Alex Mann. Când mă voi simți eu pregătit pentru a realiza un concert, atunci o să fie neapărat și o să aude toată lumea. Așteptăm cu nerăbdare. La mie este noapte din tot ce-am iubit mereu.